Unde sunt? Aici, aici. Ce vii după mine? Salut! Salut! Noi suntem Cocoliți în tricoul Cocoliți și asta romantic. Cel mai romantic? Ia uitați, parcă avem aici și o Cocoliță care a apărut imediat în fața camerei. Vrea să fie aici celebră. Cocolișilor, voi ce faceți? Stai că nu mai pot de cald. Datorită faptului... Deci, noi avem cumva un termos din ăla și când Cristina risește într-o cameră unde ține termos, se încălzește cealaltă cameră. Ai risit acum? Am mai risit, da. Mai risit toată ziua. Și acum ai închis geamul? Da. Măcar atât. Închis geamul, dar eu sunt îmbrăcată mânică lungă și Felix în tricou. Felix! Ok, astăzi vom face o poveste. Povestea cu extraterestrul de profesor sau povestea cu profesorul din pivniță. Ce vrei acum, să faci? Acum, pe care îl alegeți? Hai să alegem cu alien. Cu extraterestru, ce zici? Ok, hai. Hai să vedem aici. Mergem în partea dreaptă. Cu colegilor, nu uitați, dacă vreți să facem și a doua poveste, neapărat să apăsați da, butonul de copul uite, like. Uite, sunt doi aici care sunt în ăsta, hai mergem aici, că deja sunt oameni. A, mergem aici? Atunci, bine, haideți să mergem în pivniță și voi dacă vreți să facem voi și trebuie să rupeți butonul poveste, de copul like. Da. Trebuie să-l rupe, așa să fac butonul out. Ia uitați cum ne-am îngrămădit aici cu toții. Cinci oameni. Mergem în pivniță, Felix? Da, se cheamă în pivniță, elevator. Da, mie... A, a vrut să intre și el! Aaa, Emma, ce vii așa întâlnță cu Emma? Emma, dilema, de ce waiting for other players to load. Adică se încarce și alți oameni. A, uite ce fain e aici. Crezi că vine și Emma pe la urmă? Mai. Ia uitați, asta este casa noastră. Se pare că aici o să stăm 12 noaptea. Îmi place că patul e strâns. Afară plouă, se pare. Ia stai, văd cum arată casa. Nu pot să o văd, dar se pare că este destul de mare. Avem și un telefon dintre ăla. Așa era, cocolișilor, așa arătau telefoanele când eram eu și Felix mici. Ia uitați. Și aici trebuia să-ți bagi degetul și să formezi. Unde sunt, bă? Ce s-a întâmplat aseară? Gema, se pare. Da, deci nu știu unde suntem. Și unde e gema asta? Nu știu. Bă, de ce m-a făcut așa lat? Așa ești tu de lat, Felix. Ai mușchi. Poate ar trebui să ne uităm puțin prin prejur. Okay, să ok, ia să vedem. Primul lucru ce cauți când la ești undeva? La baie! Search the room to see what happened. Nu pare că... Haideți să vedem ce se află pe lista asta. Deci se pare că am văzut pe cineva azi noapte, pe hall. Și nu știu ce era, dar cu siguranță nu era uman. Ai auzit asta? A fost un tronca-tronca. Da, am auzit. Ați auzit, cocolișilor? A fost un tronca-tronca. Scuzați-mă, hotelul are o evacuare de urgență, a? Omul întunecat. Dar eu voiam să văd aici ce chestii găsim. Nu-mi place toaleta asta, Felix! Hai să plecăm de la hotelul ăsta! Dacă ziceți, deschidem ușa, dar n-am încredere. Cristina, ai pe dulap, vină pe dulap. Spate, unde sunt eu? Aici, pe dulap, hai pe dulap. Dar tu crezi că eu pot să mă urc? Pot, stai acolo, că sigur o să vină. Open the door. Uite pe ăla de jos, dacă vezi. Asta pare de treabă, vedeți? Dar n-am încredere, acum se schimbă. Bună, eu sunt, da. Sunt nenea de la hotel, dar poți să-mi spui domnul Smith. Smith. Ok. Eu stau de fica sus. Domnule, ești de treabă? Ne escortezi, haide. Eu o să vă ajut ca să părăsiți hotelul ăsta cu toaletă dintre aia ruginită. Ați auzit acum pe cineva țipând? Cine a zbierat? Nu știu cine a zbierat, Felix. Nu, fără sunet. Fără sunet, ok. Să țipe? Nu vă bateți joc de mine, domnilor! Eu doar fac ceea ce mă roagă ăștia de la hotel. Acum, toată lumea, urmăriți-mă. Camera 102, stai că... Uite, camera 102 se zguțește. Uite. Uite, să vezi de mine. Uite, așa facea camera. Am crezut că am intrat în ea. Camera, să nu dai click pe ea. Se zguducea, adică așa cum ce face. Uite, și camera 104 se zguducește. Auleu, ce se întâmplă cu scaunele astea? Se mișcă scaunele. Oh my god, e hotelul bântuit. Pe bune? Uite, se zguducește camera asta. Check the rooms for any signs of life. Hai să vedem, hai să mergem în camere. Eu merg după ăștia, că mică mă papă cineva, vin după ăstea, haide, așa, după mine. Deci trebuie să mergem în camerele astea. Ah, nu! Ia uite, Cocos Cristina! Ce era? Era una pe care o căs din pat pe jos, uite-o. Aoleu, tanti, dar se zice că nu-i bine să sari în pat. De ce ai făcut asta? Stai. Întoarceți-vă la recepție. Stai. Hai să ne întoarcem la recepție. Stai, ce? Auzi, dar ne lasă cineva să plecăm de aici. Domnule! Eu mor pe dulap. Domnule Smith? Eu stau pe dulap. Stai pe dulap. Ați văzut că tabloul ăsta s-a mișcat? Felix, a mișcat tabloul. Deci nenea ăla de acolo din tablou s-a mișcat. Urcă de pe dulap. Nu, mor pe pat. Nu te prinde nimeni. Eu arm aici. Uite, se pare că această tanti a lăsat o scrisoare și zice aici help. Help. Stai puțin. Ia pistolul, hai să luăm. Eu nu-l iau, dacă e... Să mă apăr! Dacă a făcut cineva o crimă și... Pic tăgun, l-am luat. Să nu te-am pus. Oh, nu! Cristina, nu apușca! Băgați pistoale înapoi! Băgați gunurile înapoi! Pick up the phone. Repede. Pe recepție. Hai să luăm telefonul. Hai, răspunde la telefon, Coco Felix. Alo, suntem pe casa. Bă, răspunde careva la telefon.
Stai, stai să vedem, stai, nu răspunde, poate poți ceva la telefon. Uite-o pe asta, pe Cristina 100, cum stă cu pistolul, ce chiotă-i? Uite ce chiotă-i, ce chiotă-i! Salut, este cineva acolo? Fără întuneric, fără întuneric. Ce-a întâmplat? Nu știu, dar cine credeți că era la telefon? Pizza? Și lampa asta nu mai stă bine, lustra asta. Avem, trebuie să plecăm acum. Hai să ascultăm pe asta, care și-ai lapă. Stai, vreau să văd dacă și în camera asta, la fel arată toaleta. A, bă, ce hotel e ăsta? Se cheamă Hotel Infection. Hotel Infection? Uh-huh. A, și cada, cada e faină. Uite aici, faci duș. Ia uitați cum stă pistolul la mine la pistol. Mamă, gata, să n-a să fie. Reuniune, reuniune, trebuie să vorbim, să vedem ce facem. O să pe hol, stai, dezguducesc ușile. Hai să mergem la lift, haide, după. Masă se ridică. Dar stai puțin aici, lucrurile plutesc. Da, stai puțin, nenea ăsta spune că puteam să jur că aici, la sfârșitul... A, nu, era polului, lift. Era un lift, dar acum nu mai este. Cristina! Stai puțin, e posibil să fie după această ușă liftul? Nu te du! Nu te du, că e nici acolo! Acum că eu sunt mai curajoasă. Se mișcă, mișcă ușa. Credeți că cineva e după ușă de încearcă să se deschidă? E blocată. E blocată, așa. Alo? Alo, menajera? Uite, da, și scrie aici elevators. Elevators. Aoleu, ce se întâmplă? Se mișcă pereți, s-a așezut blat. The walls are closing in, se mișcă cum pereții. Cum adică? Din dreapta și din stânga. Cam filme? Trebuie să fie o cheie. Repede, repede, haideți să găsim o cheie. Trebuie să fie aici pe coridoare. Oare care parte să o luăm? Felix, în care parte o luăm? Unul dreapta, unul stânga. Hai, împărțiți-vă. Hai, split. Împărțiți? Da, asta înseamnă... Oh, nu! Dacă dai clip pe ușă, se scutucește. Ai încercat? Nu. Aoleu, pereții vin spre noi! Haide, mă bazez fugi, pe Felix, asta. Fugi, Felix, fugi în partea cealaltă. Haide, se zducește. S-a spus, eu nu mai înțeleg nimic. Deci înainte era acolo gol, ați văzut? Da, și da, era da. Un coridor și acum nu mai este și noi nici măcar n-am găsit cheia. Încearcă să deschide ușa. Se scutucesc, ai văzut când ne bați. Aoleu! Cristina, hai pe ușă, dă-i clip pe ușă. Am dat. Așa. Stai puțin, asta cu siguranță a fost... Cristina, ce mizeră asta de pe jos, de pe aici, așa? Felix, dar ce e acolo? Niște puiaje? Da, uite ce e aici pe jos. Nu te-ai întors. De ce te-ai dus la paia? Să vezi ce era pe jos acolo. Vreau să văd aici. Era când ți-erau pe mașină. Aoleu, ia uitați! Nu te după acolo, focus, Cristina, că te mâncă! I can see the elevator, stai, unde-i? Ok, dar unde e elevatorul? Nu știu, să meargă altcineva primul. Smith, du-te tu. Domnule Smith, ai curaj, te duci la lift? Uite acolo liftul. Păi, deci, cine are curaj să se ducă printre... Hai să vedem ce face. O, stai, îi împușcăm! O, da! Bă, ce esteți? Tac. Niciodată n-am mai împușcat Fortnite! A, cui plac pe engine? Mie nu-mi plac, dar nici nu mi este foarte frică de ei. Pot să vă recunosc. Bună, vezi unul cât pumnul. Nu, mie de gândaci, mi-e frică. Haideți repede, ci că folosiți pistoale pe care le-am mai înainte, împușcați pe engine. Cristina, dă-i, sari, jumpe! Bă, dă-te încolo, nu pe mine! Cristina, apără, bă! Fugi! Apără, bă, că mă fac asta! Încerc, Felix, dar... Aoleu, unui păianjeni s-au pus ochii pe mine! Păianjeni! Gata, le-am mertut, sunt erou! A, mai este încă unul, mai este încă unul! Dați! Perfect, cam Fortnite, frate, bă-te pe alma! Am luat din viață. Ce tari suntem, eu cred că am... Câte viața am eu? Tu câtă viață ai? Așa, a trei sferturi. Eu? La fel. Tot la fel? La fel. Și am crezut că better nu atins nimeni. Better than being let's go inside the elevator. Bine, hai să ne băgăm pistoale înăuntru. Mamă, ăsta e... Ce e? Hotelul bântuit. Bă! Aoleu, scaunul ăla cum merge. Cristina, hai de lift. Hai de repede. Cristina, ce-și așa înaltă? A, pentru că eu am mai multă experiență. Cu experiență la ce? What? Isn't working? Am fost la salon. Nu. Stai puțin, ce se întâmplă? Nu merge liftul? Stați puțin, lăsați-mă puțin ca să repar acest lift. Știți, sunt doar un bătrânel. Și liftul ăsta e și el vechi. Ia uite cum repară nenea liftul. Vedeți? Ce face, propriu-zis? Ce face? El zice că liftul ăsta e mai în vârstă decât el, deci este un lift foarte vechi. Ok, dar eu știu că lucrurile vechi sunt și calitative, dar totuși. Cred că trebuia uns puțin. Ok, se pare că am reparat, ar trebui să ne pornim într-o clipă. Toată lumea înăuntru, pregătiți-vă, fiți gata! Și piții blamă, puțin! Ce, e cineva acolo afară? Bă, deci sper că nu ne urmărește nimeni, da? Unde? Stai puțin, ce s-a întâmplat? What? Ce s-a întâmplat? Că nu înțeleg. Deci mi se părea că mai este cineva care vrea să vină în lift. N-am văzut nimic. Ai văzut ceva? Eu m-am uitat. Da! Părea așa ceva ca și cum cineva mai vrea să vină lift.
With the weather going outside, a, a, înțeleg că scurt circuit. Ah, se pare că nu prea merge curentul din cauza ploii de afară. Ok, haideți oamenilor să mergem. Return to lobby, trebuie să mergem... Nu, nu, de sus nu, de că te duce înapoi la, să alegi story-urile, știi? Ah, ok, nu. Return to lobby, nu, da. Ah! Ah, nu, Cristina! Oh my god, cineva e greu în lipsă. Țineți-vă bine de mâini, țineți-vă toată lumea! Oh, uite, blonda, azi pe pereți! Cum o cheamă? Toată lumea, fiți gata? Bă! Aveți grijă? Băi, nebunie! Bă, aici de ce e gaură de glonț? Gaură de glonț? Cine-a împușcat acolo? Ok, aerisirea. Stai, eu dacă împușc aici face gaură? Ce se întâmplă? Stai, că nu știu. Stai puțin, deci reușim oare să ieșim aici bine? Ia uite, avem și un bec. Era asta până acum? Dar nu știu dacă se clănțăne așa. Frate... Waiting for other players. Ce-a făcut? Uite, eu dau... Tu ești cea care face găurile, Cristina! Hai mă, Cristina, mai împușca și mie mi-a luat din viață, bagă-ți pistolul înapoi! Gata, l-am băgat înăuntru. Tu iei viața la toți! Nu ți-a luat nicio viață. Cum să nu? Atât am aveai și dinainte. Uite aici, că se vede aici sus și nu mi-a luat din viață. Stați puțin, am venit într-o pivniță, pivnița din hotel cu colegilor. Ai, de mine, pivniță. Și nu mă... Îți va fi murături? Nu, că nu-i genul ăla de pivniță, Feris, e genul de pivniță dintre asta. Fără murături, nu este pivnița adevărată. Aoleu. Ce se întâmplă aici? Este foarte ciudat. Am apăsat să ajungem la lobby, dar am ajuns în pivniță. Ne-a dus liftul deci unde nenea ăsta a vrut să ne ducă la recepție, dar se pare că liftul are o imaginație proprie. El controlează. Auzi, da, se pare că suntem sub hotel, Felix. Da, de ce e pivniță sub hotel? De ce are nevoie hotelul de pivniță? Care e scopul acestui hotel de pivniță? Ca să fie mai creepy. Foarte creepy. Da, uite, deci... fetele astea două ce curajoase sunt. Ia uite bă, și pe asta și e mai pocăr din infan. Nu mă așteptam. Haide sus, Cristina. Sus de tot, Dumnezeu. Aoleu, stai că avem pistol. Vino sus și pușcă de sus, că ți-aș în viață. Am ieșit din viață? Vino unde sunt eu. Așa, uite, de aici. Blonde s-a băgat în lift. Vezi că te fac măr. Oh, nu, înapoi în elevator, înapoi în elevator, Cristina. Înapoi în elevator. Gata. Am venit în lift. Cristina, dar ce e? Mr. Smith, dumneavoastră nu veniți? Smith, nu! Domnule Smith, nu ne lăsați singuri. Oh, nu, Cristina. Nici becul nu mai funcționează. Nu! Ce s-a întâmplat? De revive. Revive? Ok, revive. Da, bă, dar de ce ne cere bani? Sunt plat, ok. Bă. They're dead, that killed. Se pare că monstrul acela ne-a omorât, prieteni. Ah, se pare că nu trebuia să mergi în lift, că liftul te omora. Hai, bă! Ia uitați! Cuțite! Cuțite în lift, nu pot să cred așa ceva. Domnule Smith! Haide repede, ar trebui să plecăm pentru că mai este cică încă o nouă ieșire. Eu am impresia că storiile astea își bajă de noi. Hai lift, dar de fapt te omoară. Ca numai ca să plătești. Da, într-adevăr. Sunt două căi. Se pare că începe un labirint. Acum ne ghidăm după Felix, pentru că el se pricepe la labirinturi. Felix, în care parte crezi că ar trebui It's să o luăm? It's dark here. I can barely see anything. Nu văd nimica. Felix, dar citește-și tu bine că înveți pe Cocolic să citească. Că dacă nu se iau după profesorul lor de engleză, care uneori nu prea știu eu. Ok. Vești bune, puteți să cumpărați o lumânare din shop? Bă, taci, bă, de aici merg pe tuneric. Se pare că ăștia vor numai bani, ăștia care fac story. Mai gata, sunt parlamentari, Cristina, știa mea. Da, dar uite, haide, Felix, hai să luăm de la shop. Ce nu? Cât costă? Hai să vedem cât costă o lumânare. Uite, de ce o lumânare? 100! Nu, cam mult 100. Hai, mai ai pe gratis. Hai că iau eu. Cam mult 100. O iau eu și tu mergi după mine. Bun, hai. Așa, bye now. Nu prea convine. Îi moară, nu prea-ți convine eu. Dai cam mulți bani. Și acum, așa. Yeeey! Uite în stânga. Hai, Felix, te ghidează-mă și eu sunt cu lumânare, da? Uite în stânga. Și acum, unde? Bun singur loc pe care poți să mergi. Deci, stai puțin, labirintul ăsta are două căi, deci una e bună și alta e rea. Da, să fii atentă pe ce calci. Și acum, în care parte o luăm, Felix? Hai, Felix, ce-ți ia atâta timp să fii? Față. De frică, dar hai. Tu de ce te teleportezi așa? Ce? Hai, mergi acolo. Te teleportezi ciudat. Stai aici. Dă lumina, vino lângă mine. Dar tu ești aici, lângă mine. Eu nu sunt. Vino mai în față Felix. Și stânga. În stânga? Stânga. Da? Stânga. Tot în față și stânga. În față. Stânga. Stai, că eu... Stai, aici unde o iau? Dreapta. Aici la dreapta? Da. Ok. Și iarăși dreapta. Da. Auleu, nu știu care stânga. Parte mergem. Așteaptă-mă, Felix, să fim unii așa. Lângă alții, da? Da, haide. Așa. Nu, n-am ajuns nicăieri! Cristina, m-a luat după tine! Dar mezul ăsta e aproape perfect. Labirintul ăsta, vai de cap n-am. O luăm pe prima la dreapta, care e bifurcație. Haide. Dreapta. Da.
Deci, bine că nu-i pe timp, știți? Așa. Că dacă era pe timp, era vai de capul nostru. Hai, dai cocos, Cristina. Așteaptă-mă, Felix, și acum în care parte trebuie să luăm? Stânga, cred. Așa, de obicei se merge spre stânga tot timpul labirint, că așa-s făcute, în așa fel încât să, să ieși. Acum, okay. Acum e ciudat, hai să luăm spre stânga să vedem. Stânga, stânga nu-i nimic, deci nu-i dreapta. Nimic, deci dreapta. Dar și în dreapta pare să nu fie nimic, Felix. Nu-i nimic! Ai de capul meu, ce labirint complicat! Cred că trebuia să-mi asculti instinctul meu și să iau pe unde îmi zice instinctul meu. A, du-mă tu acum, unde zice instinctul tău? Instinctul meu zice pe aici. Okay, hai pe unde am venit. Aoleu, deci am impresia că cineva e pe aici cu noi. Da, Cristina. Uneori parcă văd o umbră sau o lumină ce mă urmărește. Și atunci nu pe unde știi tu. Hai, te dreapta. Pe unde am venit, hai. Așa, deci tu ești în spatele meu, da? Stai puțin, este în față un X. Uite, se pare că am ajuns undeva după instinctul meu. Hai mă, Cristina! Dar eu te-am dus trei sferi din drum. Ce lată ești? Ce lată ești? Ce? Ce? N-am văzut asemenea lucru. Ți-a scos pistolul. Trebuie să scot și eu pistolul, dar nu că... Cristina, lasă... uite ce e asta de pe jos! Auleu! Pungen. Pistolul, pistolul. Da, domnul Smith... Cațără-te sus, vină cu acea pe cutie, este cațăr sus. Cum a reușit domnul Smith să ajungă înapoi aici? Nu poți să mă pe cutie, hai, trebuie să-mi pușcăm, fii atent. Auleu, nu poți să mă cațăr pe cutie. Decât pe asta, pe una. More speeders. Ai, fiecare pe unul. Hai, eu pe stânga. Stânga pe amândoi, hai să nu vin celălalt. Aoleu. Deci dai, stânga pe amândoi să-l... Stânga pe amândoi, da, dar nu mai am gloanță, Felix. Aoleu. Stânga pe amândoi. Așa, perfect. Gata, perfect. Gata, unul terminat. Stai să mi se încarce pistolul. Este! Fortnite! Vedeți? Joc Fortnite. Ai de capul meu, mi-e frică de hotelul ăsta bântuit. Da, să nu mai puțin. Ok, dar ce se află aici după? This se is the pare board că off. Această cale este blocată. Ajută cu dinții. Dacă ar trebui să ies. Acum, dacă calea asta este blocată, cum facem ca să o deblocăm? Obstacle health. Da, da. Mă cu pistolul? Da. Serios? Da, uite că ia din viață. A, ia din viață. Super tare, zici care. Ia uite că merge, de altă scândură cu Cristina, până putem să intrăm, tu ești mai lată și mai mult. E adevărat, eu doar am părul cu mult volum. Tu ești mai lat, n-ai văzut? Cine de doi mușchi de ca o pisică? Ce pisică ai vrea tu să fii Felix, o pisică? Așa. Bravo. De ce nu m-a dat o mitralieră, un șutegun? Un șutegun? Frate, dar dificil este să dai astea la o parte, după cum vedeți, are foarte multă viață. Da, am luat 2 din 6. Deci 2 din scândură. 6! Încerc să dau așa peste tot. Știi, poate are anumite puncte care trebuie să le, pe care trebuie să le numerești. Dar din câte văd eu se cam reface, tu vezi? Nu se reface, se refac loviturile. Se refac loviturile, dar viața de sus nu mai crește. Da. Gata, este... perfect. Gata, este... mergi! Dar nu, distruge tot! A, oricum nu mă lasă să trec. Păi da, distruge tot. Trebuie să distrugem tot și bucățica asta care aproape este... Mai una de sus. Este una de sus? Nici măcar n-am văzut-o pe aia. Cocorișor, vă este, eu am făcut. Bravo! Domnule Smith, ce faci? Hă? Treabă bună? A făcut treabă bună, domnule Smith? Smith, ești cam... Haide. A, nu putem să mergem mai în față. Se pare că domnul Smith zice că este o prezență pe aici, adică v-am zis eu că parcă mai era cineva pe aici în jurul nostru. Acum trebuie să ne luăm puțin timp să ne pregătim înainte să continuăm. Și domnule Smith, cum ar trebui să ne pregătim? Cristina, ce e asta de pe jos? Uite asta! Asta de pe jos e mizer, Felix! Sper că mizer, sper că nu-i numărul 2 combinat cu numărul 3. Nu, eu știi ce cred? Că e cimentul care e pe dedesubt la pavelele astea ce-o fi. Știi, ca și gropile din România, Felix. Înțeleg, din România. Așa, stați puțin aici. Ce că aștept aici și voi mergeți, bă! Cum adică el să aștept? Asta înseamnă pregătirea, el să aștepte aici și noi ducem bine. Complită... Hai că eu sunt curajoasă. Tobi, okay. Iobi, să nu pierzi, că te cere bani după. Auleu! Lasă-l pe Gamer, pentru că hai este că fantastic. Hai că lăsăm pe Gamer. Hai că merge. Este! Nu, ai grepe scândul asta, așteaptă. Felix! Te-am zis așteaptă! Ai zis? The revive. Am zis așteaptă. Ai zis la o secundă după ce eu deja da, ți-am zis, lasă pe mine să merg prima oară pe obi și după aceea mergi tu. Nu, asta ți-am zis. Da. Te-ai dus? Haide. După ce ai drumat toate alea pe acolo. S-a pus din nou, de-aia ți-am zis, așteaptă pe mine să termine obi ca să vezi cum se face. Dar eu voiam să mă duc prima, că eu știu cum se face. Hai, pleci tu acum, să te văd. Stai. Așa. Haideți că pe la urmă ne descurcăm noi, nu-i așa, cocolicilor? Opa!
Este... O, oh, astea se mișcă. Opa! Asta stai aici, a? Acum, urcă-te pe ea. Nu, imediat. Să-mi fac curaj, Acum, mergi pe ea și când zic eu să ne faci altă, acum, așteaptă puțin. Așteaptă, la limită. Acum, mi-e puțin frică, pentru că am impresia că toate scândurile astea o să se rupă dacă Felix a călcat pe ele, că el are foarte mulți mușchi. Da, e mulți mușchi, natural. Așa, și mie să nu se rupă. Așa, hai că merge. Acum te crește cutii. Frate, dar ce întuneric e jos. Sincer, mi-este foarte frică de întunericul ăla. Face obiu să fie mai greu dacă e întuneric. Dacă era roz, nu mi-era așa de frică. Ai grijă că ești la margine. Ura! Palma. Ce greu. Stai puțin aici, scuțite. Uite și tu scuțite. Cristina, cred că trebuie să ne batem cola din față. Îl vezi? Sunteți pregătiți cu olijor. Deci trebuie să apăsați butonul de coco like dacă n-ați făcut-o. Trebuie să apăsați butonul de coco like dacă n-ați făcut-o până acum. Neapărat. Că noi îi merităm și să am făcut. Să ne încurajați aici. Deci îl batem, Cristina. Eu îl bat de la distanță. Stai, nu, nu-l batem. Stai să mergem. Walk into the next room. Ouleu. Asta ce pe jos de la puși cu oameni care au venit. Stai, trebuie să vă ceriți. Stai, nu pușcă asta. Merg puțin la el. Aoleu. Muha! Am bântuit acest hotel de foarte mult timp. Tu, nenea, tu bântuiești, dar tu ce n-ai și tu treabă, ce... Du-te și tu, faci și tu ceva, găsești și tu un hobby. Mai true form. Vezi cum arăt eu de obicei. Se pare că voi sunteți marturii adevăratei mele forme. Cam aproape de el. Nu stai cam aproape. Dar mie nu prea mi-e frică de el. There's no escape. Nu este nicio scăpare. Nu e escape. Escape, Felix. Bun, hai că nu mai... Învață pe cucuric și engleză. Dar nu vor. Pe tine se bazează. Bă, cum să nu vor? E foarte important să știe. Aoleu! Fugi de ăsta roșii când mergi. Fugi de ăsta roșii, da? Să nu te atingă. Încerc să fug. Și să-l și bat în același timp. 2000? Are viață. Frate, e foarte complicated. Gras. It's very complicated. Bă, nena, tu crezi că te pui cu noi? Uite aici, la funduleț îi dau. Acolo. Uite aici, acolo. La funduleț, la funduleț. Acolo. Dați-i toată lumea la funduleț. Ce scade din viață la funduleț. Să mergem atunci când se lea roșii, da? Da. Hai că ne reușim. Hai repede, că acolo la funduleț îi scădea mult din viață. Păi am luat 20% din viață. Cristina, am luat 20%. 20% din funduleț. Dar și el ne ia nouă. Numai când acolo la roșii. Uite așa, la funduleț, toată lumea! Deci mergem clockwise când fugim de astea, clockwise. Ok. Clockwise. Adică așa. Cum bate ceasul. Așa. Hai că ne-am luat, câte am luat? 29% în viață. Bravo, Cristina! Și în burtică se pare. Și în burtică se pare că merge bine să-i dai. Era fain dacă era mai mulți player, dar nu sunt desele alți copii. Da, cred că dacă erau mai mulți, făceam mult mai repede și pentru asta e făcut jocul, să fie mai mulți. Fuște acolo, ești prea aproape. Nenea, te crezi tare? Ei bine, noi suntem mai tari. Nu-i așa, Felix? Nu mai pot, Cristina, cu laptopul tău, uite ce prost iau pe acolo pe ecran, cum scot chestia asta? S-a blocat laptopul meu? Nu, are o chestie pe ecran, cum scot chestia asta? Uite, o vezi? Da, uite aici. Hai că mi-a din viață. Aoleu, apasă pe aia, Felix! Pe ce apăs? Butonul ăla, așa. Nu merge, uite, tot așa e. Escape aici. Escape. Apasă. Îmi pușcă-l pe ăla, lasă-mi pe mine, așa. Aoleu, Felix are foarte puțină viață și cred. Datorită laptopului Cristinei. Și tu ai foarte puțină. Și am foarte puțină. Da. Băi, aveam încredere că am multă viață. Acum că știu că am puțină... Aoleu, nenea, nu mă bate! Eu vreau să-l înving. Dar ce multă viață are! Hai că aproape am la jumătate, ne apropiem de... Cât? 40%, hai, dai. Clockwise. Clockwise. Așa. Deci mă simt ca într-un film cu Angelina Jolie. Uite de mine, ce greu e! E foarte greu! Pleacă de acolo, pleacă! Nu mai stai așa aproape de el. Poți să la distanță. Nu, tu erai aproape de el. Eu nu eram în cercul ăla roșu. Cum nu? Nu, așa mi-arăta mie pe ecran. Da? Da, mie mi-arăta că tu erai. O, se pare că chiar suntem la jumătatea vieții. Da, la jumătatea vieții. Vieții lui, bineînțeles. Așa? Noi o ducem foarte bine, cocolișilor. Sper din viață. Felix, nu trebuie să zici câtă viață avem, că noi după aia credem. Da, atâta e. Ca și atunci când te uiți la ceas, ai impresia că mai devreme. Aoleu. Clockwise. Așa, la spate. Toată lumea stai la funduleț! Sper să nu poartă Pampers, că după aia... Tu stai aproape de el, te-am văzut mai înainte. Bine, uneori stau aproape, dar când a fost cercul ăla nu eram aproape. Ok, 800... Oh, dar am luat multă viață! Felix, pleacă din cerc! Eu nu sunt cerc, doar că pare. A, așa pare? Pare, doar să-ți gamele. Ei, ce puțină viață mai are nenia ăsta!
Eu zic că facem o treabă excelentă cu ocolișilor. Oh my god, îl batem. Ține, ține pumne aici să-l terminăm. Ok, fine, 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 fine. Repede, repede, clockwise, clockwise, clockwise. Eu și în timp ce merg dau cu șutul. Da, și eu. Deci că e super aproape de scările la Cristina. Și atunci o să vină cercul din față, așa. Felix, vezi de treaba ta, că până acum m-am descurcat excelent. Am eu strategia mea. Bun, atunci. La funduleț! Uhu! 29% din viață, îl rupe! Nu pot să cred ce puțin mai are din viață. Fugi, Felix, fugi, 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 fugi. Așa, trebuie neapărat să-l terminăm. Bă, tu crezi că mai poți să mai bântui hotelul ăsta mult? Nu. Am de gând să-l transform un hotel frumos. Ce mi se încarcă hotelul așa de cu greu? Cu piscină. Oh, uleu, fugi, Felix. Bă, ce, ce... Oh. Fugi, 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 fugi. Bă, dar multă viață aia, asta e pentru mai mult players. Gândește că poți să te joci cu 10, știi? Deci voi vă, vă dați seama, noi am făcut treaba a 10 oameni. Lasă-mă care ar fi trebuit pentru că să suntem... joace. Gameri! Gameri! Felix, mai ții mult ca o fetiță? Eu nu simt cu o fetiță, ca un bărbat mascul de Arnold de Van Damme. Așa simt, ha? Simt eu. Ala, așa stau de pe microfon, că microfon... Fugi, 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 fugi! Ți-a căzut capul, Felix! M-ai ținut tu de vorbă, acum ai, ziceai tu să-ți ții... De ce nu m-ai lăsat în pace? Ați văzut toată lumea cum i-a căzut capul, și Felix? Și faza este că eu acum trebuie să refac obi-ul, ca să mă duc înapoi chiar de la obi, să știi? Înțeleg că totul se bazează pe mine? Da. Mai are 184, 100, hai, 150! Repede, repede, eu sunt cea care trebuie să-l distrug pe monstru! Ce mă enervează? Ce? Că și aici unde e obi-ul îmi dă chestii din asta roșie. Hai, frate, încarcă-te! Așa, se pare că mi se încarcă destul de greu pistolul. Da. Așa, trebuie să stau aici să se încarce. Așa, și să-l nimeresc. Așa, tic, 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 tic. Oh my god, nu pot să cred că-l termin. Are un extra. Te scurci? L-am terminat! Nu, am vrut să te vin și eu, să vin și eu! Stai, 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 încă o secundă, mi-am trebuit să-l termin. M-am bucurat prea, prea înainte de termin. Ultima, la funduleț, așa. Hai, 0%! Vine și gamerul! Cu ce-mi puși, mă? Tu mai mori pe mine, mă? Mare efect de oliniuță. Gata! Este! A, nu! Nu vine să cred! Ce gameriță să sunt! Am scăpat hotelul de acest bântuitor urât. What happened here? Dar tu cum ai trecut obi-ul? Tu acum vii? Tu acum la sfârșit vii ca să iei laurii mei? Cum a trecut ăsta obi-ul? Nu știu cum a trecut obi-ul. Eu n-am chef să merg în asta. Stai puțin, nu l-am pușcat pe el, am crezut că el te împușcă pe tine. Ce, trebuie să meargă careva în chestia aia? Da, să vedem ce mai e ăsta. Nenea Smith? Ia, ia să te vă bine la față. Nu, că am tenul, așa. Smith-ul? Stai puțin, el fuge. Ok, dacă el fuge, haide să încercăm și noi. Se pare că ieșirea este tocmai în față. Imediat am chemat după întăriri. Vin alți oameni, vin alți Dr. Smith. Haide, repede, repede, repede. On the note. Trebuie să ne ducem pe scări și să dăm click pe o scrisoare, pe un bilet. Ia să vedem ce bilet găsim. Găsim pe ce vreun bilet? Uite, uite, uite pe asta de pe bilete. Click! More stories coming soon. O să mai fie povești. Oh, se pare că o să mai fie povești. Asta este un mesaj special. Băi, eu chiar m-am distrat. O dat un badge. Păi normal că am câștigat un badge, pentru că eu sunt o gameriță și aștept fundița de la voi. Să-mi găsiți o fundiță pe Roblox, neapărat. Bă, pot să zic că ne-am scurcat foarte bine. Da, eu am salvat pe toată lumea de monstru. Deci ați văzut, am făcut treaba a mai multor oameni. Eu. Deci, zice să rupeți... Merit multe, multe cocolaicuri, Felix. Uite și tu, asta este recepția de la hotel. Eu. Și tante, asta ne urează să ne simțim bine. Eu am câștigat. Eu am salvat hotelul. Oricum, rupeți butonul de cocolai. Scrieți în comentarii ce vreți voi, ce mai vreți să mai jucăm. Și ne vedem data viitoare. Pa! Eu. Lasă-te bine. Eu. Cristina, eu. Eu de data asta. Eu.